Bună seara și bine v-am regăsit la O minte sănătoasă într-un corp sănătos. În seara asta am o invitată specială, o domnișoară drăguță, o domnișoară pe care ați văzut-o poate acum un an și ceva. A revenit la noi în platou și o să vorbim despre zâmbete, despre sănătatea dinților noștri. O am invitată pe Ramona Panaite. Bună seara, Ramona! Bine ai revenit la noi în platou! Trebuie să vă spun că astăzi Ramona împlinește 28 de anișori. Deci ești foarte tânără, Ramona. Și cum te simți de ziua ta? Bună seara și bine v-am regăsit! Cum să mă simt? Ca la 28 de ani. Mă, dar la voi la 28 de ani cum vă simțiți? Că mulți... Ieri asistam la o discuție în care cineva se plângea că are 30 de ani și că am bătrânit. Cum te simți tu la 28 de ani? Poate la 30 de ani este pragul acela, schimbăm prefixul și poate de aceea situația mai ciudată. Dar eu la 28 de ani mă simt ca la 27, la fel de energică și plină de viață. Ramona, tu acum putem vorbi că, sau ne putem adresa cu doamna doctor specialist. Ești specialist, tocmai ți-ai dat examenul de specialitate. Felicitări, meritai, știi asta foarte bine. Cum a fost? Și cum au fost acești ani pentru tine? Au fost ani frumoși. Examenul l-am așteptat, chiar l-am așteptat. A fost, poate alte examene nu le-am așteptat, dar pe acesta chiar îmi doream să vină momentul să îl susțin. L-am privit tot timpul ca pe o încununare a muncii mele și sper că, ca și până acum, să pot să le ofer pacienților mei cele mai bune tratamente și să obținem zâmbete cât mai frumoase și sănătoase. Oricum, vorbim în zilele noastre, așa să vorbesc. Acum vorbim un pic de altfel de stomatologie, de o stomatologie performantă, unde s-au dezvoltat foarte multe ramuri, foarte multe specialități. Eu personal aș putea spune că un medic nu mai poate să, stomatolog nu mai poate să, el singur să ofere ceea ce trebuie în orice fel de tratament sau de restaurare a zâmbetului. Avem endodonția, avem chirurgie, două chirurgii, dentoalveolare, bucomaxilofaciale, parodontologie și ajungi pe o ramură să acumulezi și să se învețe atât de multe lucruri încât practic un singur om nu cred sau un singur profesionist, da? Nu cred că ar putea să le acopere pe toate. Vorbim într-adevăr de o evoluție în general în medicină și în special în stomatologie și mai ales că tot am susținut examenul, vorbim despre o evoluție fantastică în endodonție, în banalele tratamente de canal care astăzi sunt extrem de spectaculoase și care sunt baza a oricărei formulă finală. Stâlpul de rezistență în orice tratament, în orice restaurare, în orice zâmbet frumos și sănătos. Ce este emblematic pentru această evoluție este apariția microscopului în endodonție. Lucrurile nu se mai fac, să spun, empiric. Lucrurile se fac cu o precizie foarte mare, cu o acuratețe destul de crescută și încercăm să avem totul la îndemână, toate informațiile să le avem în fața noastră atunci când tratăm orice caz, orice problemă, orice afecțiune dentară. E foarte important pentru că vorbim de endodonție și știi când spui endodonție sau spunem extirpări, toți pacienții se sperie și se sperie pentru că îi confundă foarte mult tratamentul endodontic cu extracția. Da, sunt două termene care oarecum sună la fel, extirpare și extracție, dar nu. Extirparea se referă pur și simplu la scoaterea nervului. Endodonția se ocupă cu tratamentul
canalilor, tratamentul miezului din dinte. E foarte important să le explicăm telespectatorilor. Pentru ei să scoți un nerv, dar noi vom vorbi acum un pic popular pentru înțelesul tuturor și să încercăm să facem lucrul ăsta. Să scoți un nerv a ajuns pentru foarte mulți o mare spaimă. Să lăsăm informațiile de acum câțiva ani, când toți scriau tot felul de prostii pe Facebook sau pe orice fel de canal de ăsta media, în care tratamentele de canal ar duce la tot felul de boli. Bănuiesc că cei care au tot felul de boli, bănuiesc că aveau și tratamente de canal. Nu poți să faci, nu are niciun fel de legătură. E doar o coincidență. Doar se suprapun niște situații, dar nu au legătură bolile de focar, cum erau numite, bolile noastre generale cu afecțiunile dentare. Nu, într-adevăr, sunt niște probleme stomatologice care se pot complica, dar asta nu înseamnă că putem să facem infarct la un ces. Da, dar putem să facem o miocardită de la infecții netratate, da? Dar nu din cauza unui tratament. Da, din cauza unui tratament, nu, niciodată. Și în continuare rămâne spaima, pentru că cu ani în urmă știm foarte bine cum erau tratamentele de canal. Poate că unii încercau să dea mai multă importanță ca medic, sau unii și ca medic tratau destul de superficial pentru a bucura pacientul. Pacientul se bucura, știa că un tratament de canal nu era nici foarte scump, nu era nici foarte ieftin, poate, dar se termina foarte repede. Se termina foarte repede, dar se prezentau de foarte multe ori pentru a repeta acest tratament. La ani de zile sau la câțiva ani, mai mult sau mai puțin ani de zile. Și ar trebui să facem această diferență un pic dintre tratamentul clasic, care a fost bun la momentul respectiv, pentru că numai el exista, da, și care ne scăpa de foarte multe lucruri, dar și noi ca medici poate că evitam de multe ori extirpările, scoaterea nervului în anumite situații în care nu erau pur inflamatorii, da, le evitam pentru că știam oarecum repercursiunea în timp, că apăreau acele granulome, acele procese la vârful rădăcinii și ar trebui complicații, da? Și ar trebui să le explicăm oamenilor de ce apăreau acele complicații, era normal să apară, și de ce la ora actuală, cu tratamentele actuale, voi puteți garanta în timp foarte mult un tratament de genul ăsta de canal, că nu ar mai apărea acele complicații. Acest subiect pe care l-ați deschis dumneavoastră acum este de fapt motivul pentru care eu sunt foarte fascinată de acest microscop. Deci microscopul în clinica noastră, în ADA Dental Center, este lucrul care mă fascinează pe mine în fiecare zi și nu ezită să mă surprindă absolut niciodată. Și nu microscopul ca atare, ci imaginile pe care acest aparat minunat mi le oferă. Deci, diferența dintre un tratament clasic, da, de canal, scoaterea nervului, și un tratament făcut de un doctor specialist cu o aparatură performantă, cu microscop și cu celelalte sisteme pe care noi le folosim, constă în primul rând în exact ce vedem în momentul în care noi ne apucăm să lucrăm. Și eu pot să fac tratamente clasice. Asta nu înseamnă că dacă lucrez acum cu microscopul, eu nu am făcut. Am făcut, normal, că așa trebuie să învățăm, dar nu ne dorim să le facem și nici nu le mai facem. Pentru că nu vedem efectiv ce se întâmplă acolo. Nu... Dar ce s-ar putea întâmpla acolo, într-adevăr? Ca să vorbesc ca omul cu multă experiență în spate, da, noi știam anumite poziții, tatonam, aveam niște radiografii, știam câte canale, să spunem, se găsesc pe un dinte. Știam teoretic. Știam teoretic, le găseai, dar surpriză. Unul din eșecuri erau, pentru că întotdeauna, sau de cele mai multe ori,
erau situații în care mai apăreau, mai era ceva în plus pe care nu aveai cum să-l depistezi. Păi, anatomia fiecărui dinte este diferită de la persoană la persoană, de la dinte la dinte și chiar pot să spun că diferă și odată cu înaintarea în vârstă. Ceea ce noi știam înainte erau acele lucruri teoretice, că, spre exemplu, incisivul central are un canal. Dar mai nou, utilizând această magnificație, putem să observăm că un incisiv central are două canale, deci anatomie la unele persoane. La unele persoane. Bineînțeles, cum am spus, diferă foarte mult. Noi putem să vedem cu microscopul ceea ce nu putem să vedem cu ochiul liber. Deci putem să întâlnim diferite morfologii, mai multe canale, mai multe ramificații, obiecte rămase accidental pe acolo, în, de la... în canale, de la, tratament, de la tratamentele făcute în trecut. În trecut. Putem să întâlnim și calcificări, da? Atunci când se depune țesut dur, pentru că dintele se apără. Deci nu putem să spunem că un dinte este sănătos doar dacă nu ne doare. Un dinte poate suferi, dar poate să nu ne dea semne. El se poate apăra în sinea lui și se poate pietrifica practic nervul. Și de aceea apare această diferență fantastică între tratamentele clasice și tratamentele făcute cu, cu microscopul. Practic, microscopul ne oferă o hartă, în adevăratul sens al cuvântului, a tot ceea ce este prezent în interiorul unui dinte. Microscopul mărește de până la 22 de ori imaginea dintr-un dinte. Deci, practic, noi putem să vedem până în vârful rădăcinii ce se întâmplă acolo și care sunt problemele efectiv existente în, într-un dinte. Și atunci, tratând absolut toate canalele secundare, cum spuneam noi cândva, de care știam că ar putea să existe, dar foarte greu de lucrat, de accesat, tot felul de canale colaterale și așa bănuiesc că aveți siguranța unui tratament complet. Avem siguranța unei sterilizări cât mai precise și care să cuprindă cât mai aproape de 100%. Încercăm să sterilizăm 100% dintele, astfel încât să nu mai apară complicațiile acestea, granuloamele, abcesele, fistule și toate problemele ce derivă dintr-un tratament defectuos. Cu microscopul am avut surpriza să întâlnesc situații la care nu m-aș fi așteptat uitându-mă inițial pe o radiografie. Nu ai toate datele suficiente atunci când vezi un examen, o radiografie pur și simplu sau un CT sau efectiv când deschizi dintele, atunci poți să coroborezi toate datele pe care le-ai primit în prealabil. Practic ne completează perfect absolut toate investigațiile microscopul operator. Știi că la un moment dat în colaborarea noastră, da, eu am fost surprinsă, nu am fost pasionată de endodonție, dar am știut tot timpul că e nevoie de un endodont specialist, că a venit momentul să cineva să facă treaba asta cu foarte multă, cum să spun, migală. Și migală și cunoștință de cauză, ca să îi dăm așa o formă. Și am avut foarte multe situații în acești ani în care eu spuneam, măi, scoatem dintele. Tu spuneai, da, nu scoatem dintele. Asta este, de fapt, ceea ce aduce endodonția modernă și tratamentul modern în stomatologie. Faptul că de 3-4 ani, eu personal
Nu știu dacă am mai făcut o intervenție chirurgicală în sensul unei rezecții apicale sau de foarte multe ori cei cu granulome formate sau chisturi am salvat tot, da? Fără să intervenim chirurgical. Pentru mine asta, într-adevăr, m-a fascinat. Dacă tot am vorbit de evoluție în medicină, pot să mă laud cu o evoluție și în cadrul colaborării noastre între medici, între chirurgi, endodonți, parodontologi, dacă înainte, la vederea unui chist foarte mare, chirurgul ar fi spus, nu mai, gata, scoatem, este dinte de scos, nu mai avem de ce să ne chinuim, de ce să chinuim pacientul. Acum, în schimb, lucrurile s-au schimbat, chirurgul vine și îmi cere opinia. Ce facem aici? Ce consider eu? Pentru că și ei au observat multe cazuri la care nu se așteptau să evolueze frumos, au observat chiar o vindecare, chiar o schimbare totală după tratamentele acestea moderne. Oare cum am început să ne schimbăm gândirea pe care ne-o formasem, că sunt lucruri în care clar nu mai putem salva dintele. Și a apărut, nu este chiar așa. Am văzut, se pot salva 99% din situații lăsând lucrurile unde parodontal sunt foarte afectate sau dinții sunt fracturați foarte mult. 99% din genul ăsta de situații cu granulome, chisturi, în care nu se intervine chirurgical, nu se extrage și, surpriză, se și vindecă. Da, pot să spun că noi, ca și clinică, am schimbat abordarea acestor situații. Chiar am schimbat-o. Se acordă a doua șansă dinților cu afecțiuni endodontice, afecțiuni ale nervului dentar, la modul că nu mai suntem atât de radicali. Nu mai scoatem orice, ci pur și simplu încercăm să tratăm și chiar ne reușește. Nu, ce încercăm ar trebui tot să știe că tu nu încerci, tu ai siguranța asta pe care eu inițial pot să spun că am fost reticentă, siguranța că nu, pe ăsta îl salvăm. Da. Și îmi spunea, nu promite pacientului nimic, da, păi tot nu mai promite asta că nu se... Nu, ăsta se salvează. Cum ai tu siguranța? Foarte mult apelăm sau se apelează la tine pentru a trata dinții în vederea unei restaurări mari, că punem coroane, că facem tot felul de sofisticări în restaurarea zâmbetului. Că e proteticianul, că vine parodontologul și tu spui, nu, pe dintele ăsta poți să te bazezi. Ce-ți dă ție siguranța atunci unde noi toți eram într-o stație așa să vedem să vină endodontul, da? Tu ai, ce-ți dă ție în tot ceea ce faci, siguranța că acel dinte este salvat și că putem, sau restul, cei care vin după tine, se pot baza pe dinte, dinții aceia. Păi, eu în principal urmăresc să sterilizez, să curăț absolut totul din interiorul, tot ce este de natură bacteriană. Și după ce am obținut acest lucru, da, după ce am îndepărtat tot țesutul necrozat, toate bacteriile, după ce am curățat și sigilat perfect canalele radiculare, caut să confer rezistență dintelui și atunci, pe lângă tratamentul de canal, mai avem și alte manopere care să confere rezistență dinților. Ne ajutăm de restaurări cu fibre de sticlă. Căutăm cumva să, ca dintele să fie sănătos și puternic. Și atunci când deschid un dinte, indiferent că el este afectat de carie sau că a avut un tratament de canal defectuos, scopul meu final este ca acel dinte să fie sănătos și să ne putem baza pe el. V-am spus, în microscop observ absolut tot ce se găsește în dinte, îndepărtez tot ce este necrozat, caut să
găsim toate canalele, să îndepărtăm tot ce este alterat și apoi cel mai important este să sigilăm foarte bine aceste canale pentru ca ulterior să nu se infiltreze absolut deloc, să nu intre practic absolut nimic în canal ce ar putea declanșa o afecțiune. Uite, pentru că vorbeai pe dinți care au fost tratați, iarăși mulți dintre foarte multe cazuri a dinților tratați în care s-au rupt, fie ace pe canal. Trebuie să vorbim acum că nu se mai lucrează cu acele pe care le știu pacienții, mă rog, pacienții în vârstă sau care au trecut așa de 30 de ani și au avut parte de tratamente clasice. Deja discutăm despre alte tipuri de ace, ace care ți indică momentul în care, cum să spun, nu ar mai trebui folosite, tu le folosești de foarte puține ori, da, cresc costurile, dar calitatea și rezultatul este senzațional. Și vorbeam de tratamentele, de acei dinți unde au procese granulomatoase în vârf, da? Granulome, chisturi, au obturații de canal, tratamente vechi făcute, dar au un pivot rupt, au un ac rupt, au știu și eu mai ce poate să fie rupt și nu li se dau nicio șansă, deși ei au suficientă rădăcină, suficient poate parte coronară, dar înainte erau condamnați, se cheamă condamnați la moarte, da? Păi, în principal, eu ca specialist mă confrunt cu două tipuri de situații și mă refer la dinți. Dinți pe care îi văd eu ca și prim medic, da? Deci pre-prim, am doar îi deschid, eu nu am mai umblat nimeni și dinți pe care s-a intrat în trecut. Și cei mai mulți sunt aceștia. De cele mai multe cazuri sunt dinții pe care au fost făcute în prealabil tratamente de canal. Și cu trecerea timpului și apariția celorlalte afecțiuni au dezvoltat diferite probleme. Probleme pe care majoritatea stomatologilor generaliști nu le pot trata tocmai din lipsa aparaturii și din lipsa experienței pe aceste situații. Și atunci când avem un asemenea caz, de cele mai multe ori, da, întâlnim tot felul de obstacole, întâlnim dinți cu tratamente incomplete, adică nu sunt până în vârful rădăcinii, nu închid dintele ermetic, ori au instrumente fracturate, rupte pe canal, ori au pivoți care într-adevăr pot fi fisurați sau pot prezenta carie pe lângă. Și dinții care au coroane se pot caria. Și noi încercăm să înlăturăm toate aceste probleme și să salvăm acești dinți. Noi, practic, asta cred că este menirea noastră în stomatologie, să salvăm toți dinții. Sunt situații mai complicate decât cele în care pacientul vine și scoate nervul și pleacă fericit acasă. Sunt situații mai complicate. Vorbesc nu că n-ar pleca tot fericit acasă. Da, vorbesc din punct de vedere al operațiunii în sine, nu că traume sau ceva asemănător. Nu, pacientul propriu-zis petrece o ședință cu mine în cabinet, stă practic o oră întins, se uită la televizor, eventual la ce lucrăm noi, pentru că mai avem un avantaj, putem avea o colaborare cu pacientul mult mai bună decât până acum, pentru că avem camere pe microscop, camere care transmit imaginele pe televizor, iar pacientul poate vedea în timp real ce îi se lucrează și, practic,
acesta nu mai are niciun dubiu, adică vede concret, băi, chiar am avut un bac acolo, sau uite ce mizerie este de acolo, că asta m-a surprins. Mulți pacienți mi-au spus, chestia asta este în dintele meu, zic, da, chestia asta era în dintele dumneavoastră, numai că este și mărită, adică impactul imaginilor este destul de mare, dar îi face pe toți pacienții să conștientizeze lucrurile exact cum sunt ele și practic nu mă mai aud pe mine vorbind pur și simplu, aveți un tratament scurt, aveți un granulom, aveți un ac rupt, pur și simplu aceștia constată aceste singur lucruri. Își pun diagnosticul singur. Salvăm dinți, salvezi dinți. Ești stâlpul de bază a echipei, pentru că de la tine și parodontolog pleacă totul, da? Când voi v-ați dat ok-ul, vin proteticienii, categoric nici chirurgul, atunci când situațiile sunt mai extinse, așa oarecum, da, da, da. În sensul neplăcut al cuvântului, și chirurgul, voi trei sunteți linia întâi. După care vin proteticienii, cei care fac terapie odontală, ortodonții, da, unde munca li se ușurează foarte mult. Știi, acum, sincer, avem pe cine da vina. Dacă se întâmplă ceva, spune-le la tine, este vina. Asta este mult mai ușor. Este o responsabilitate foarte mare. Foarte mare. Da, când în momentul în care endodontul spune vă puteți baza, au fost și situații unde ai spus este bine aici să monitorizăm. Să monitorizăm sau poate chiar să și extragem, să scoatem. Dar situațiile sunt foarte rare, adică am putea spune că la ora actuală noi nici nu scoatem foarte mulți dinți, da? Decât când ei sunt într-o situație mai depășită, da? De lipsa de preocupare a pacientului față de dinții lui. Și într-adevăr, tu arătând imagini, tot devine interesant și pentru pacient. Mulți au o frică de a-și vedea dinții sau de a-și vedea situația și constată că și-și conștientizează problema, își conștientizează dinții, încep să-și iubească dinții mai mult și să aibă grijă mai mult. Da, încep să se preocupe foarte mult de dantura lor, la modul că conștientizează că dinții trebuie să fie sănătoși. Adică dacă văd o imagine cu un dinte cariat, cu mult țesut alterat, atunci da, pacientul devine imediat foarte atent la imagini, chiar îi văd cum ridică privirea să urmărească și apoi la sfârșit mă întreabă acolo era dintele meu și ceilalți dinți sunt la fel de cariați, domnișoara doctor, trebuie să-i facem. Da. Și da. Atunci este mult mai ușor din punct de vedere al colaborării și este foarte important nu numai să vorbești, da. În momentul în care vezi deja realizezi... Este foarte important și ca pacientul să înțeleagă și să-și dorească, pentru că, într-adevăr, sunt uneori ședințe care durează un pic mai mult și unii pacienți pot plictisi, pot amorți, dar atunci când ei conștientizează efectiv ce lucrez eu acolo, că, practic, prea mult nu mă mișc, dar și poate de aceea mulți dintre aceștia n-au înțeles ce fac efectiv, dar acum văzând și urmărindu-mi exact manoperele și fiecare mișcare și fiecare îndepărtare a oricărui nu știu, mic firicel de ciment, atunci ei într-adevăr devin mult mai relaxați și așteaptă să se finalizeze tratamentul până la capăt foarte cuminți și conștiincioși. Asta este unul din lucrurile cele mai importante ale endodonției. Mai apare o situație de care pacienților sunt reticenți. Hai să nu spunem că le este teamă sau frică, că nu mai vorbim acum de teamă și frică la ora actuală. Asta a fost o glumă. Da. Din ce în ce oamenii au înțeles că stomatologia nu mai este un act în care trebuie să suferi și să vii cu tot felul de temeri. Apar situațiile acelor dinți care aparent sunt sănătoși.
în care pacienții după o anumită vârstă, da, să vorbim de vârste mai mari un pic, adică nu la 20, nu la 30 de ani, dar după 40 de ani, la unii chiar și până în 40 de ani, apar dinți cu uzură foarte mare, apar dinți cu fisuri, aparent nu au care și pacienții își doresc foarte mult să-și facă acea estetică, acoperirea cu fațete sau coroane, da? Și vorbim de situațiile unde uzurile sunt destul de mari încât proteticienii hotărăsc că nu sunt de fațete, că iarăși lumea trebuie să înțeleagă că nu oricând poți pui fațete și dacă le pui oricând pentru că așa își dorește pacientul, există acel risc de a sări fațeta și de-aia mulți nu mai vor fațete, că au văzut ei că sar fațete. Ele nu ar sări dacă ele au niște limite, adică sunt numai acele indicații în care putem folosi fațetele liniștiți. Cu tehnologia actuală, acum și coroanele pe care le punem, ai văzut, nu iei foarte mult dintr-un dinte, ele sunt extrem de subțiri, nimeni nu se prinde. Multora li se spun că și-au albit dinții, deci acum vorbim de o estetică deosebită, putem să obținem orice. Dar apare cererea proteticianului în care încearcă să convingă poate pacientul pe situația lui. Nu vorbesc de dinții neuzați, nu vorbesc de dinții integri. Nu înseamnă că doar dintele e afectat doar dacă are o carie pe el și atunci când îl vedem rupt, negru, atunci e buba. Și spunem, domne, hai să facem endodonție, extirpare în scop protetic. În situația dumneavoastră este mult mai util. Poate că sunt migrați dinți într-un fel, trebuie să se ia mai mult din ei pentru estetică. Și nu vorbim numai de estetică, vorbim de dentație, unde faci lucrări. Și arăși, dinții mișcați în toate părțile, iei mai mult din ei. Și ai dinți uzați, fisurați, se văd clar pe radiografie cu camere pulpare închise retrase. Sau retrase. Și vine sfatul. Și atunci pacientul. Cum să-mi scoateți nervul? Am auzit eu că după aceea m-a murit dintele și o să se rupă, o să se carieze și eu îmi pierd dintele foarte repede. Nervul, pulpa dentară este foarte importantă atunci când dintele este în formare, deci când suntem în creștere și dintele se formează și avem coroana, da? Când ne uităm în gura unui copil, are coroana dentară formată. În schimb, rădăcinile încă sunt în creștere. Până se definitivează acest proces, nervul este foarte important și facem tot posibilul în acea perioadă să-l conservăm cât de mult posibil până când definitivarea este deformarea, formarea este terminată. Dar după ce dintele s-a format, dacă avem nevoie să scoatem nervul, nu este absolut niciun fel de problemă, adică nu moare absolut niciun dinte și nu moare, nu îl pleacă după arcadă, nu cade, nu se cariază mai mult sau mai puțin, deci nu există niciun fel de modificare. Sunt dinți care nu au carii, cum ați spus și dumneavoastră, dar care au uzură atât de mare încât unii pacienți au jumătate din coroană față de cum au avut înainte. Vă dați seama că acolo, într-adevăr, este o îmbolnăvire a acelui nerv. Nu putem vorbi de niște dinți sănătoși. Chiar dacă nu doare nimeni. Și plus că dacă vrem să refacem morfologia, anatomia dintelui prin coroane sau prin punți atunci când avem dinți lipsă, prin șlefuire, simpla șlefuire a dintelui, camera pulpară practic se va deschide sau vom ajunge atât de aproape de nerv încât acesta într-o perioadă foarte scurtă se va îmbolnăvi și va provoca niște dureri sau niște complicații atât de mari încât nu prea se merită să ajungem în acea situație. Chiar am avut situații de acest gen în care la un interval de 2 săptămâni a trebuit să intervenim de urgență și când spun de urgență în adevăratul sens al cuvântului. Vorbim de situațiile, uite, și când avem retracții gingivale. Da, sunt tot felul de situații. Și asta nu înseamnă că, din contră, parodontologul, pentru că am de gând să facem așa o educare la nivelul
celor care ne ascultă și e bine să cunoască unele lucruri ca să nu se sperie și să-și ia deciziile corecte. Și parodontologul, pentru situațiile unde avem retracții gingivale cu uzură, recomandă scoaterea nervului și chiar spune pentru îmbunătățirea, și o să întrebăm atunci când o să vină, îmbunătățirea sistemului parodontal. Ca să înțeleagă și telespectatorii, țesutul unui dinte nu este la fel de la coroană până la rădăcină. Coroana este acoperită de smalț, un țesut foarte dur și care nu este poros, iar rădăcina este acoperită de așa zisul cement, care este mult mai poros. Și atunci când avem parodontoză, boală parodontală, și gingiile noastre se retrag și rădăcinile sunt dezgolite, practic orice stimul normal, de fapt, adică o gură de apă la temperatura camerei, poate provoca dureri imense. Și atunci, evident că scoaterea nervului nu va aduce decât beneficii pentru pacient. Plus că dinții își mai reduc din mobilitate, ceea ce este într-adevăr iarăși un plus. Noi nu scoatem nervi ca să facem rău. Noi scoatem nervi atunci când este o indicație precisă și doar ca să aducem beneficii pacientului. Știi de unde cred eu că vin toate lucrurile astea? Din trecut, da? Din trecut. Erau tratamentele protetice cum erau. Se făceau acele lucrări cu o precizie în care nu poți să spui 100% se adapta pe dinte. Toată lumea făcea lucrări și le băgau cât mai mult sub gingie. Nu făceau decât să retragă gingiile. Și atunci, pe sub lucrările alea, pe sub coronițele acelea, păreau carii. Da? Chiar dacă nervul era scos pentru lucrarea aceea, carii apărea nu din cauza că era scos nervul. Dintele, dacă se fractura, nu se fractura pentru că era scos nervul, ci pentru că era genul acela de lucrări care nu închideau foarte bine. Așa se gândea atunci. Stomatologia a evoluat ținând cont de toate lucrurile astea, și în implantologie, în protetică, în tot, pentru că s-au constatat lucruri. Nu aveau nicio treabă cu scoaterea nervului, și asta trebuie, cred că, să înțeleagă cei mai mulți dintre telespectatori, că nu că era coincidea cu, da, erau acele lucrări metalice, cu metal mult, erau oarecum lucrate de tehnicieni. Se spunea, avem tehnician bun sau un tehnician nu era bun, în funcție de cum o adapta. La ora actuală, cu tehnologia, și o să vorbim poate într-o altă emisiune de digitală, de stomatologia digitală, unde totul se frezează după, fix se copiază după computer, închiderile acelea, nu se mai fac șlefuirile alea pe care să-l bagi, să împingi coroanele sub gingie și se urmărește închiderea între coroană și dinte, riscurile apariției cariilor secundare sunt reduse foarte mult. Păi, neavând atunci nicio legătură, era o coincidență, lumea se speria chiar și atunci. Da, când scoteai nervul, toată lumea se speria că îi vedeau pe cei mai mari, mai în vârstă decât ei, că au pierdut lucrări, că s-au fracturat. Nu legau de lipsa de cum să spun, de unei închideri perfecte între lucrare și dinte. Păi noi acum în stomatologie vorbim despre exactitate, despre precizie. Absolut totul se face cu precizie. Chiar și la noi, toată echipa, de la ortodont, protezician până la endodont, da, respectiv eu, toți vorbim despre cum să facem să fie cât mai precis. Și dacă eu am un ajut de microscop, de Apex Finder, ortodontul se ajută de toate programele astea digitale, proteticianul la fel. Nu se mai ia amprentă pur și simplu cu material. Scanăm dinți. Deci cuvântul care definește stomatologia în chirurgie, este chirurgie ghidată, da. Chirurgie ghidată. Cuvântul care definește stomatologia este exactitate, precizie. Astea sunt standardele după care vrem să lucrăm. Și toate bănuiesc că sunt convinsă, sunt în urma studiilor, a unor tratamente, de aia și evoluăm. Vezi ce nu a mers sau unde au apărut problemele și acolo, în orice domeniu al stomatologiei, se încearcă schimbarea. Păi, până și eu, după ce fac un tratament,
de canal la microscop și îl văd de 20 de ori mai mare un dinte și eu mă verific, fac alte investigații ulterior, radiografii, să vedem totul că a ieșit perfect. Ca să ai garanții, să am garanții, toate garanțiile. Să pot să îi spun colegii mele, protecțian, da, părintele acesta, ne bazăm 100%. Vroiam să te întreb legat de copii. Ce facem la copii? Când ajungem, iarăși apare o mare problemă și la copii. La copii cu dinții de lapte. Care sunt soluțiile atunci când ei fac abcese? Ai văzut, iarăși sunt părinți care nu îi aduc la tratament, vin cu încă o fețișoară pe lângă. Ce facem? Care crezi tu că la ora actuală, sau nu crezi, știi încă, tu știi, pentru copii cu dinții de lapte, cu dinții în care nu au erupt încă dinții definitivi? Ce faci tu ca endodont? Primul lucru de care mă lovesc eu atunci când un copil se prezintă la cabinet cu părintele, eu mereu cer o radiografie. Eu vreau să știu ce se întâmplă cu dintele respectiv, chiar dacă e de lapte. Să spui două cuvinte și despre radiografie, că părinții încep, aoleu, iradiem. Păi, tocmai asta voiam să zic, că primul impact, primul obstacol de care mă lovesc este obținerea acestei radiografii. Să ne înțelegem, radiografiile iradiază cât iradiază o banană. Adică dacă mâncăm o banană e același lucru cu a ne face 100 de radiografii. Posibil o roșie de pe piață să ne facă mai mult rău. Tocmai, da. Tocmai. Adică ele sunt dozate pentru copii, ai văzut? Au și radiologia a evoluat foarte mult. Nu mai sunt acele aparate cu tubul care vine și te invadează. Te invadează, da. Sunt niște aparate sofisticate care au cantitatea de radiație bine dozată, sunt exprimate chiar în unități, scrise chiar pe radiografie, adică totul este foarte bine monitorizat și eu le spun părinților, fără o radiografie, eu nu pot să ofer acestui copil un tratament de calitate, adică să pot să zic că da, de mâine nu se mai umflă sau de mâine se desumflă. Trebuie să știm exact ce se întâmplă acolo. Pentru că acești dinți de lapte, chiar dacă ei se schimbă, sunt extrem de importanți și au impact, evoluția lor pe arcadă are impact asupra dinților permanenți. Un dinte de lapte care face o pulpită dă dureri. Se vin la cabinet, deschidem acolo, facem o extirpare și trece durerea, dar și acel dinte poate produce granuloame, poate produce infecții și atunci succesorul său, da, dintele permanent, poate să sufere în timpul formării sale din cauza acelei infecții prezente. Deci, pentru mine ca și endodont, sunt foarte importanți acești dinți și caut să-i tratez cât de... Nu mai pentru tine, am văzut că și ortodontul ține foarte mult în anumite perioade să rămână dintele de lapte în orice condiții, da, să rămână pe arcadă pentru a păstra spațiu pentru dinții definitiv care ies. Important acum de mici, pentru că sunt atâtea, cum să spun, tehnici, sunt atâtea metode ca de mic să poți să reglezi totul și el să sufere cât mai puțin ca adult. Pentru că boala parodontală, da, lasă cariile, cariile. Dar boala parodontală, ea, în momentul în care începe să se manifeste, e o boală care nu iartă dinții înghesuiți, nu iartă mușcăturile într-un fel sau altul și nu cea normală. Boala parodontală este consecința dinților înghesuiți, consecința afecțiunilor acestea ortodontice, tot ce înseamnă un dinte înclinat, tot ce înseamnă o modificare cât de mică de poziție, conduce în câțiva ani la boală parodontală. Pentru că acum pediatrii nu mai dau, cum era pe vremea
copilului meu, să spun așa, dat Zimaflorul, acel flor în doze mici, pentru că nu știu ce descoperiri au făcut, deși n-are importanță să spunem că acele descoperiri sau au fost datorate nu a Zimaflorului, ci a faptului că acum în zona respectivă și laptele era florizat și apa era florizată și tot, dar a fost acea generație în care în cabinet nu intrau copii cu cari. Acum copiii sunt cu cari de la 3-4 ani, da. foarte multe. Nu mai avem mult timp și într-o emisiune viitoare o să discutăm numai despre, ar fi interesant să ne strângem mai mulți specialiști să discutăm despre copii și problemele lor dentare. Ce facem cu copiii care au erupția dinților definitiv și apare caria, ai senzația că a apărut odată cu erupția? Ce facem? E important tratamentul endodontic sau nu? Dacă este necesar, este foarte important, adică atunci când erupe un dinte, noi trebuie să ne asigurăm că el își va încheia erupția și că se și formează. Deci dacă avem o căriuță cât de mică, este foarte important să o curățăm și să facem o plombă acolo. Mai mult, dacă afecțiunea este mai avansată și avem o carie profundă și deja copilul spune că are dureri sau se umflă sau are diverse simptomatologie diversă, atunci tratamentul de canal este foarte important, pentru că oarecum noi încercăm să ținem nervul acolo cât mai mult ca dintele să se formeze, dar dacă nu se mai poate, că există și aceste situații în care nu mai putem să-l conservăm, atunci putem tot așa, asistat de microscop, putem să închidem facem noi acele rădăcinile. Tratamente de canal pe care sunt vor fi poate dezvăluite într-o dată viitoare, acele tratamente de canal care să permită în continuare și formarea rădăcinii. Da. Și aici este toată măestria endodontului să poată să permită acest lucru. Îți mulțumesc foarte mult, Ramona. Sper să ne revedem în curând despre copii, iar dumneavoastră vă mulțumesc și să aveți o seară minunată. La revedere!